Mamă, dar să ce trebuie să mai muncim acum, că am muncit astea, apă, apă, altele, mă muncim. Ce faci? Ce faci? Că mă uitam dacă mai ai șervețele, nu că, da. Ok, mama, Alice, pleacă-mă de aici, că n-ai voie aici, Alice, lasă-mă, că tu, bă. Trebuie să mă lustruiesc astea. Bă, da, trebuie să curăț pe aici, ok, ce trebuie să fac eu pe aici, trebuie să fac, ok, mă, unde să vedem ce face, bă, Alice, ce faci aici, ce pregătești, ce faci? Bă, stai puțin, pita, de față cu mine, Alex. Asta e că mă duc după darusele. Bă, darusele, bă, da, uite să puțin, deci Alex vrea să fure aici, practic, toate astea. Darusele, unde ești, mă? Bă, alo, bă, ce faci aici? Eu, bă, Alex, bă, ce intri, bă, așa? Ia să dai, așa, să trag apa. Bă, Alex, vino. Alex, s-a mutat pe ceu, s-a mutat pe ceu. Bă, stai, ce s-a întâmplat, bă, ce? Ieșiți, bă, că trebuie să fac curat. Ok, darusele, omul ăsta vrea burger, darusele, trebuie să mă duc să ia burger. Mamă, și omul ăsta tot la fel, bă, și omul ăsta, bă, darusele, bă, darusele, ce facem aici, bă, mă ajungi pe mine sau? Nu, uite, ia de aici, ia de cu burger. Ok. Mai fă un burger, hai, mai fă un burger. Gata, ce burger, de care, de ce la? Ok, deci până trebuie să iau carne din asta. Mă, darusele, care a răgăit? Nu știu, Alice, uite, ăsta a răgăit. Da, uitați-vă puțin, da, deja mă enervează, dar să le zic cu Alin, în fine, vedem că Alin vrea să facă ceva. Mă, dar să le, bă, stai puțin, trebuie să iau carne, da, ia fii atent, dar să le, că trebuie să iau carne, da, bă, dar unde avem, mă, nu avem carne, dar să le, unde e carnea, unde e, dar să le, nu mai e carne, nu e carne, dar să nu că se, a, uite, da, asta și carne, dar să le, nu e carne aici deloc. Unde e carne? Pe bă, unde e carnea? Găsite niște carne pe jos, fiți atenți, uitați, uite aici, era pe jos. Ok, ia să vedem, mă, și ne punem de pe jos, în fine, nu mai cum, asta, ok, deci punem carne aici, asta trebuie să punem pâine aici la prăjit, practic aici foarte frumos la cuptor, o punem foarte bine aici și vedem că, bă, frate, nu știu ce vrea să facă Alice, dar, bă, ce fai, mă? Ce? Alice, și curăță! Gata, mă, deci... Curăț! Deci mie nu-mi vine să cred că Alice vrea să facă chestia lui, dar să se fure. Pe jos, bă, tata sta capul pe jos, bă. Hai, Alice, ia și tu un burete. Ok, deci mie nu vine să cred că Alice vrea să-i fure rețeta lui Darusel de burger. Nu știu dacă i-a furat încă, dar Alice vrea să-și deschide iar restaurantul ăla, să-l facă mult mai popular și să mai facă niște bănuți de aici de la Darusel. În fine, nu mai contează asta. Bă, dar stai puțin. Alice, ia vine puțin. Alice, vine puțin. Stai puțin. Darusel, Alice, vine puțin. Sau nu, vine aici, că vreau să vorbesc ceva cu tine, mă. Alice, stai puțin. Bă, da, tu i-ai furat rețeta sau încă nu i-ai furat, că trebuie să ne dea banii, bă, Alice, cu lui rețeta înainte să-ți dea banii? Bă, mă, da, știu, dar nu, că i-am luat până acum niște ingrediente, știi că nu. Mă, ok, bă, dar să nu-i fure țeta, că dacă fure țeta Alice acum, în prima oară trebuie să iei banii, adică tu dacă vrei să-l trădezi, practic, nu mi se pare normal ceea ce vrei să faci, dar, mă, da, rog, în fine, nu se împarte nimănui. Dacă vreau să fur rețeta, trebuie să aflu unde-i rețeta. A, păi, da, nu știu, în fine, bă, dar stai puțin, Alice, bă, da, trebuie să iei banii prima oară, dacă tu vrei să faci ceva, ok? Da, mă, da, dar stai așa, că am un plan acum să-l fac să plece de aici și să se ducă la magazin. Bă, stai așa, mă, că s-a întâmplat, e mare lucru aici, nu mai e șervețele, trebuie să te duci să cumperi. A, ok, stai așa, distința mea, așa. Ok, deci trebuie să mai iau pe aici niște brânză, să pun pe aici foarte, foarte frumos. Mamă, o să iau astea două, trei bucăți cu mâna, pentru că mă dedic. Ok, deci punem astea aici, deci trebuie să iau asta și cu asta, trebuie să punem fix aici foarte, foarte frumos, în partea asta punem pâinici asta. Mă, dar Silda, cum să face, că nu înțeleg cum să face ea, deci pun, stai că pâinea asta, trebuie să iau și... Mă duc să arunc la gunoi, du-te! Stai puțin, mă, că n-am la carne încă, stai, mă, lasă-mă, mă, dar să le zice, mânge. Ce e asta? Ce vrei să fac? Omletă cu brânză, ouă și cașcaval, salată, Caesar, salată și ouă, cheeseburger, carne la grătar, pâine și cașcaval, cartofi prăjiți, cartofi tăiați după un lei, rețeta specială de Darusel, bacon burger, dovleac, fecle și pâine, aceasta rețetă este doar de sărbători. Bă, Alice, rețeta la mine, eu nu știu nimic, o pun înapoi, tu nu știu ce faci, eu nu te-am văzut, ok? Unde-i pus-o? Aici, înăuntru, nu-ți mai zic nimic, hai mă, lasă-mă, Alice, că eu trebuie să fac aici, las, pentru asta să plătești tu, Alice, las, o să vezi că te vede Dumnezeu, eu nu zic nimic, dar o să te vadă Dumnezeu pe tine. Adică, cum adică ai pus-o, unde ai pus-o, că dacă ai pus-o, du-te și ia-o. Alice, uite aici. Ok, deci are, bine, la, nu-i mai zic nimic, nu mai zic nimic, Alice, vedem că e pe altă plană. Cum adică tu nu vezi ăsta aici, ce e ăsta, nu vezi chestul ăsta? Ăsta e Ender Chest, numai tu vezi. Păi... Alice? Da. Nu l-ai văzut pe Darusel acolo? Deja știe ce o să facem. Adică știe ceea ce vrei tu să faci și mă bagă și pe mine, mă bagi pe mine la belele, Alice. Eu nu zic nimic. Lasă aici pentru că e al meu. Nu știu. Eu ți-am zis, bă, să nu umbli cu rețeta aia, că poate strici totul, bă, chiar așa, mă, nu poți să faci.
Gata, mă duc să curăț în baie. Bă, stai puțin, bă, Alice, stai puțin, că vreau să spun ceva. Tu gândești puțin. Eu nu știu că, adică eu nici nu te-am văzut că ai intrat înăuntru, dar știi că eu citeam rețeta aia. Tu nu mai ține de minte, n-ai fost atentă când i-am citit din rețetă? Bă, dar eu degeaba mi-o spui că o să trebuiască să merg să vorbesc cu ea, o să uit, am nevoie de ea, dar mai întâi să dea salariu. Păi, dar stai puțin, da, salariu. Uite, cât e ceasul, cât mai avem de lucru? Nu știu, că e ultima comandă. Uite, omul ăsta, lasă-mă să fac comandă, Alice, mamă, deja mă enervează, mamă, Alice, bă, pe bune, dar să le, Alice, mă, trebuie să dai afară pe Alice, că asta vrea să-mi, vrea, nu, da, deci, da. Mă faci aici, să nu mai fac comanda, să nu mai fac nimic, deci nu, mi se pare normal ceea ce faci, ok, am făcut cheeseburgerul ăsta, dar să le, bă, gata, ultima comandă, o iau acum, dar să le, și cred că cam atât o să fie pe ziua de astăzi, bă, ultima comandă, poftim domnul, dar să le, bă, dar să le, ce? Am terminat, gata, mai avem ceva pe ziua de azi, gata, atâta tot? Nu, nimic, bă, diferentele, lasă-mă, ce, că eu construiesc aici, construiesc așa. Mă, ce faci, mai așa, e intrare, bă, și asta, bă, salariu. Au, diferentele, stai, să-mi ia din buzunar. A, mi-ai dat salariu, dar să le? Da, da, băi, așa e frumos, bă, nu e așa, așa e frumos. Bine, stai puțin să duc asta înapoi aici, să le punem la locul lor foarte, foarte frumos aici, deci n-am nevoie de asta. Uite, banii ăștia am nevoie de ei, că mi-am mai primit niște bani ciubuc de la asta că am primit, este foarte, foarte bine. Și îmi pun astea aici, așa, foarte... Ia vezi acum, hai, diferentele, bă, Rafael, pentru tine că am văzut că ai făcut foarte multă muncă. Mulțumesc, uite. Ia aici, 64, deși promovezi, la bucătar șef. Adică îl dai pe Federico afară? Nu, că Federico este bucătar suprem, tu ești bucătar șef, adică e la fel de prost cum era și înainte. Așa și pentru Alice. Da, foarte amuzant, du-te, mă, dai ce, dar să le așa și pentru Alice ce? Iată, pentru tine, Alice, pentru că ești o femeie de serviciu foarte urâtă și pentru că muncești ce-am dat 16 lei. Dacă nu-mi dai și mie la fel ca el, eu îmi dau demisia. Hai, ia de aici și pleacă, hai, ia de aici. Bă, la fel de mult am zis, la fel de mult. Bine, dar să le pot, dar să le, asta e femeie de serviciu și ea crede că trebuie să primească mai mult salariu decât mine, care eu fac o muncă foarte, foarte grea, după părerea mea. Da, bă, pleacă și tu, hai, pa! Gata, ok, mersi, bă, dar să le, în fine, gata, am terminat și munca pe ziua ta, foarte, foarte bine, pe mine nu mi se pare ceva foarte urât, foarte, foarte nașpa, sincer, mamă, ce mașină jegoasă are omul ăla de acolo, în fine, probabil trebuia să o curețe, Alice, dar în fine, ceea ce mi se pare mie, mi se pare foarte, foarte interesant faptul că, bă, nu este foarte greu, mă, ce faci? Hai, fii atent, mergem la mine acasă și așteptăm să parcă noapte, hai, treci! Mă, stai puțin, mă, lasă-mă, mă, să mă schimb, mă, ce faci, mă, dar, lasă-mă! Bă, nu te schimb, că nici eu nu mă schimb, treci încoa! Mă, lasă-mă, ascultă-mă, dacă zic, ascultă-mă, așa, hai să stăm pe canapea și așteptăm să-ți facă seara. Mă, lasă-mă să mă duc să mă schimb, Alice, mă, pleacă-mă de aici cu prostiile tale, lasă-mă, ce cum adică? Bă, nu te duci, ascultă-mă, te rog eu. Bine, dar stai puțin, că am observat ceva aici, mă, ce e aici? Dispozitiv detector minciuni, adevăr, minciună, cască, detectoare, minciună, adevăr, mă, Alice, ce asta-i? Ai cumpărat vreun detector de minciuni? Nu știu, dar lasă, asta nu contează acum, Te cumpărat detectorul ăsta de minciuni ca să te pună dar să la testul de detector de minciuni ca să vadă că minți. Uite, dacă nu stai aici o groapă și te ascunzi. Stai, uite, pe canapea aia și aștept să se facă seara. Ok, aștept să se facă seara. Bă, lasă-mă să mă duc să mă schimb și bă, schimbă-te și tu. Bă, nu te schimbi, am zis că nici eu nu mă schimb. Vezi pe mine că mă schimb, stai aici. Mă, stai puțin. Tu vrei să-mi spui mie că tu, în primul rând tu vrei să-mi spui mie că tu vrei să te duci la oamenii aia să cumpere restaurantul, să te și creadă că vrei să le cumpere restaurantul în haine de femeie de serviciu? Nu mă schimb, bă, tu nu înțelegi, aștept să se facă seara. Mă, Alice, stai puțin, în al doilea rând, păi stai puțin, ne-ai luat-o deja? Păi n-am luat, dar nu o să fur noua rețeta, o să fur tot. Bă, Alice, tu dacă ești îmbrăcată, nu crezi că o să-și dea seama că tu furi, să uită pe camere de supraveghere și crezi că nu-și dă seama? Nu-și dă seama. Da, ok, nu știu, cum zici tu, bă, eu mă schimb, eu decis că eu nu vin cu tine, ți-am zis că nu mă bag. Bă, vii că eu nu pot să-l țin pe Federico distras și să și fură tot. Mă, dar stai puțin, înainte de toate, Alex, tu trebuie să te duci acum pe zi ca să vorbești cu oamenii ăia dacă îți dau pescăria sau nu. Bă, eu o să mă duc, dar mai încolo, că o să vezi tu, o să vezi mâine. Bine, lasă că vezi tu, lasă, eu mă duc să mă schimb și vin de seară la tine, ok?
Bine, vine seara. Lasă că vezi tu, ok, nu știu ce vrea Alice să facă, deja mă enervează. Sincer, mă duc să mă schimb, stau și eu acolo, bine, n-aș vrea să vin de seara, în fine, nu mai contează asta. Mă duc acum acasă, mă schimb foarte, foarte frumos și abia aștept, mă, ce facem ăla acolo, bă? Dar, în fine, cred că o să mai lucrează și el pe acolo, nu știu care e faza, uitați să vine. Mă, da, fine, cu ce? Bă, alo, bă, ai super puteri, ce ai tu? Ui, diferite, bă, Rafale, eu am agradat banerul și acum avem drive-thru, bă, avem drive-thru, yeeeey! Cum adică avem drive-thru? Cum adică vrem să vină oamenii cu mașinile? Da, yeeeey! A, pe tău copii, tău copii, ești pe Alice, că a făcut la pizzeria ei, la pizza girl, l-a făcut acolo și tău copii, nu? Păi nu, bă, Rafale, fiante, nu, eu vreau să fac drive-thru de mult, bă, Rafale, eu de asta am cumpărat banner, ca știm atunci când se dezvoltă rețele că poți să-l faci locul ăla mai șmecher decât să extinzi, să faci frumos. Mai știi atunci când că vrei restaurantul celălalt și ți-am zis, bă, nu te rețele, lasă-l pe ăsta că e diner, nu știu ce, și să-l faci mai șmecher, nu știu, știi? Păi da, bă, Rafale, vezi că eu sunt șmecher acum, hai! Nu, ce fai, mă, aici, bă, scoate-mă astea, în fine, bă, dar rețele, îți bagi, în fine, hai, mă, eu mă duc să mă schimb acum, dar rețele, nu știu, faci tu ce vrei, faci, ce? Ne simțu-te-le, eu scad din salariu! Bă, hai, mă, dar să le lasă salariul al tău, în fine, hai că mă duc acum, mă duc aici sus, mă bag și eu la calculat. Bă, dar să le ia vină puțin, dar să le am ceva să vorbesc cu tine, ia fii atent, stai puțin, vină sus, ce, de ce faci așa, zi-mi de ce faci așa, vină sus. Nimic, ok, hai sus, bă, dar să le, bă, stai puțin, în primul rând, mi-ai luat calculatorul ăla din nou, pentru că la al meu nu știu de ce ai făcut-o așa, nu ți-a mai plăcut calculatorul meu, dar masa, tu nu mi-ai pus masa la loc, dar să le aștept să-mi pui masa. Și geamurile eventual. Ok, și astea în masa așa. Așa și geamul și așa și cu geamul. Ce fraierism. Pentru asta să-mi dai mai mulți bani, dar să, în fine, deja mă enervează, dar să lasă, că trebuie să iau eu pe aici să fac eu rost de geam, de treburile astea, că știu că parcă mai aveam noi acolo în cămară afară, dacă stai eu bine să-mi aduc aminte. Dar da, se face seară, pun și eu geamul până atunci și după mergem la... Mă, ce fac, mă, îmi pui geamul sau nu? Dacă nu, îmi dai mai mulți bani după. Ok, uite ăsta, așa, așa, așa. Da, îți bag joc. Bă, ca... Da, wow, foarte amuzant. Dar să ce să spun, nu mai am nimic de zis. Așteptăm să se facă seară, să vedem ce vrea Alice. Dar da, bă, dar să le mai bați mult joc sau ce faci? Ok, scuze, bă, Rafale, fii antenă, eu îmi cer scuze și îmi pare rău, dar fii antenă. Bă, dar să nu seară, what, așa de repede? Bă, dar chiar, bă, ia stai, uite, am cumpărat un geam nou, nou și mai bun, ia uite, bă, e de ăsta șmecher, ia uite, îți place? Da, nu văd nimic, ce geamul ăsta, dar să le, îți bagi joc? Ce? scuze, stai că am alt geam. Ok, dar stai, lasă-mă că mă duc și eu să mă schimb acum foarte frumos, să mă schimb și eu de hainele astea, că deja nu mai pot, sincer, deja mă enervează, dar să nu știu ce să mai zic cu el, că nu mai pot, sincer, pe bune, gata, hai să mă schimb și să revenim până înapoi când vrea și Alice, pe bune, că de nu mai pot. Bă, ce caut asta aici? Nu știu, papa! Mă, ce mi-ai pus, mă, aici? Bă, tu-ți bajo, gata, termină-te, nu mai faci nimic, Alice. Hai, gata, lasă-mă, că deja mă enervez, dar Alice, dacă nu... Sau, hai, lasă-le pe astea, că lasă, că mă ocup eu. Dar scoate și tu ăsta de aici, dar Alice, pe bune, adică ce înseamnă asta? Așa, gata, okay. lasă-mă în pace, dar Alice. Gata, în sfârșit, m-am schimbat și eu nu mai am nimic. Mă, ce caut, mă, tot aici ești, mă, bă, da... Bă, tu ai stat aici... Nu, ce aveți tu cu geamurile mele? Bă, vi s-a pus pata pe ele, pe bune? Sunt prea frumoase, bă, hamă că poate vine asta. Treci rapid, sar pe geam. Da, nu uitați, nu mai că... Bă, Alice, în primul rând, că știu că m-auzi, vin înapoi, vreau să-ți spun să... Nu te pe geam. Nu, eu nu vin nici, ți-am zis că eu nu mă bag în așa ceva, ok, vrei să te spun? Băi, tu n-auzi că vii cu mine, vii cu mine. Dacă pui geamul să vin, dacă nu, nu. Bine, hai, dar ieșim pe geam. Nu, hai, că nu poți să... Tu nu vezi că nici nu poți să treci de instalație, mă, tu gândești, mă, Alice, bă, gata. Doamne, Alice, hai, mă, bă, nu, da, nu știu. Uite, băsila aia, uite ce face, uite, vine să-mi sparg astea și după să așteaptă să fim prieteni cu ea. Bă, Alice, Saru, ce faci? Ce, pleacă tu? Ia, vină cu aici și pleacă, ia! Da, nu, că eu trebuia să merg cu el, că-ți face bossul. Mă, Alice, în primul rând, de ce mi-ai furat ăla, de ce ai luat ăsta de la tine ca să-l schimbi? Pune-mi pal meu înapoi, că știu că era ăsta, de ce mi-ai schimbat? Este al tău, cum adică, uite, păi, așa, gata, în fine, mă, pleacă, mă, du-te-mă acasă, bă, tu n-ai treabă pe la noi, du-te. Noi am zis că-i facem o surpriză, trecem cu a. Bă, na, așa. Bă, tu, deci rapid. Bă, da, na, 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 na,
pare, mie pare rău că eu ți-am stricat geamul, așa că eu ți-am cumpărat. Mă, gata, gata, nu mai pune alte geamuri, dar să le care îmi plac cel mai mult. Asta să văd urât, mă, dar ce ca, mă, ce că, ce că, mă, dar să le, știi, am o idee. Am o idee, scoate-le pe astea și le pui pe margine, pe alea de vrei tu astea, că aici vreau să am o vizibilitate mai frumoasă. Ce spui? Pune-le aici pe margine. Le-am rezolvat eu, vezi? Bă, aici, dar să le, doamne. Așa, pe margine. Doamne. Am băgat, doamne. Așa, bă, hai, da, hai acum, bă, mai rapid. Unde, mă, Alex, tu te dai de gol, bă, Alex, te dai de gol. Nu mă dau de gol, te-am zis că îi facem o surpriză. Hai, mă, mai rapid, că poate spune ăla. Că după ne-i faci nicio surpriză, își dă seama, tu gândești? Ok, du-te singură, lasă-mă, zici. Bă, treci încoa, hai. Mă, Alex, nu mai vin, te duci singură. Te arunc mașina. Am o idee bună, bă, Alex, o să-și dea seama, dacă eu plec de acasă, o să-și dea seama, pentru că tu ai zis asta de amândoi să mergem și o să vadă că nu o să mai mergem și da, pe bune, gata, ascultă-mă, te duci acolo, iei tu aia, după o să vii la tine, tu vorbești și cu oamenii aia, că o să faci noapte și nu o să mai fie nimeni, după poate nu mai poți să mai cumperi chestia aia, ce înțelegi? Bine, dați-mi unde-i rețeta. Păi, ce pe acolo, o găsești tu, bă, o găsești tu, ți-am zis unde-i, tu o găsești, gata, faci de cap, te duci singură. Dar nu e nendercest, da? Nu, e pe unde fac acolo, nu știu unde a pus-o. Bine, dar mă aștepți aici. Bine, doamne, cât mă enervează, nu, că nu mai am ce să fac cu asta, pe bune. Hai să mă duc acum repede la mine în cameră să sperăm că nu mai e Darusel acolo, că Darusel stă acolo. Mă, ce mi-ai făcut? Ia, ce mi-ai... Așa, arată bine, acum îmi place Darusele. Ok, cu plăcere, fii antenă, bă, Rafale, fii antenă. Bă, mi-ai schimbat și scaunul, mă? Da, îți place? Bă, arată interesant, bă, chiar îmi place, chiar e interesant, bă, Darusel, dar poți să mi-l dai și tu pe ăsta puțin mai într-o parte? A, cum asta? A, păi, așa, dă-l mai într-o parte, lasă-mă că-l dai eu, Darusel, că tu mai ne dai, bă, du-te-mă la tine în cameră, dă-te-mă de aici, Darusel, du-te la tine, așa, pa, bă, da, așa, gata, de fapt, puțin mai în partea asta, așa, foarte, foarte frumos, dacă ar merge și e perfect, mă pun acum la calculator, aștept să vedem, după mergem la Alex, să vedem ceea ce a făcut, bă, stai puțin, bă, stai, mi-a schimbat geamurile și pe aici, prin spate, bă, arată interesant, chiar îmi place, sincer, nu, bă, vedeți că a făcut, îmi place, mă, bă, îi mulțumesc, dar să sincer, mulțumiți acolo în comentarii, dar să-l, dar ceea ce face Alex nouă, nu se iartă pe bune și cred că o să o duc la detectorul de minciuni, eu o să-i spun, dar să-l, că Alex are un detector de minciuni, dacă dar să-l suspectează ceva, o să zic, bă, dar să-l, Alex are un detector de minciuni, l-am găsit acolo la ea în cameră și să vedem, poate așa ar fi foarte interesant să facem treaba asta, dar mă pun aici la calculator, după mă duc la Alex să vedem următoarea zi, de fapt că acum nu mai are rost, nu mai am niciun chef să mă duc la ea pe bune. Nu mai pot, bă, frate, m-a chemat Alex aici de dimineață, hai să vedem ce a făcut ea, dacă a făcut ceva de genul. Mă, ce cauți, mă, aici, Alex? Cum adică ce caut aici? E casa mea. Păi nu, ce cauți fix aici în față să mă aștepți și ce cauți tot așa îmbrăcată tu? Mă, stai puțin, tu ai fost măcar să vorbești cu oamenii aia acolo la pescărie? Eu am fost. Da, despre asta vreau să-ți spun, da, mai acuș. Uite-te ce am luat. A, ai luat-o, vezi? Gata, bravo. Păi ți-am zis, gata, am înțeles că o găsiți. Deci trebuie da, să vii, eu cred că înțeleg. Da, ok, bun, dar știți care e faza pescăria? Care e faza cu ea? Adică ai cumpărat ceva? Ai avut bani sau? Bă, eu am avut bani că am găsit două de-astea. Ok, așa. Și ai cumpărat-o sau ce s-a întâmplat? Am vorbit cu ei și mi-a spus că gen nu vor să cumpere, că e n-ai acolo la mare, la apă, la toate alea. Cum adică să cumpere, mă, ei? Cum ai ca să cumperi? Păi alor. Păi da, dar eu vreau să-l cumpăr, da, așa și păi da, ca să cumperi tu, nu, tu ai zis că au zis și că nu vor să o cumpere ei, practic, adică gen, nu vor să primească banii de la tine pe să o vândă. Bine, da, așa, nu vor să o vândă, dar au zis că pot să fac un parteneriat și să vând pizza de pește, de mare, cu fructe de alea. Dar eu pentru că tot am furat rețeta, o să fac acolo o mică schemă și o să vând și de-astea. Uite, omletă cu brânză, cheeseburger, cartofi. Ok, gata, stai puțin, da, mă gândesc, deci în felul următor de la tine rămâne doar restaurantul ăsta, hai să mergem la restaurantul tău, deci îți rămâne doar restaurantul ăsta, acolo doar faci parteneria cu ei că nu o să-ți cumperi, nu o să-ți dea aia, cum ai zis tu? Păi da, dar o să pun mese acolo, o să fie numai că practic nu prea e terenul meu, adică o să am numai acolo. Mă, asta e pizza parteneriatul cu ei, asta e pizza? Cum adică, da. A, bă, vezi că... Păi uite, nu vezi astea maro, uite, ăla e pește cu crevete.
Asta aveam să... E ton, Alisa, la e ton. În fine, bă, chiar îmi place cum arată. Asta aveam să zic. Cred că e un partener foarte bun. Să sperăm că o să-l țin, Alisa. Dar numai bine. Ai face bine să duci rețeta aia înapoi? Eu? Nu o duc. Păi și ce o să zică? Dar înțeleg când o să vadă că nu mai e rețeta. Păi o să zică ție. Mie nu-mi zice nimic. Că eu deja mi-am lăsat la diner acolo ăla unde am căutat prima dată demisia. Dacă ți-ai dat tu demisia, crezi că nu o să-și dea seama? Nu, bă, dar stai puțin, s-a auzit o voce mai devreme, s-a mi s-a părut mie. Bă, nu mă, ce s-a părut, nu-i nimeni. Da, ok, păi, dar stai puțin, bă, în felul următor vreau să spun. Deci tu vrei să cu... da, nu știu ce o să faci tu, Alex, dar tu trebuie să aduci rețeta înapoi. Dacă îți dai și demisia, crezi că nu o să-și dea seama? Bă, nu știu, eu știi ce aș face? Aș mai face o rețetă și să-i pun ingrediente mai nasoale. Bă, nu știu ce să zic, Alex, că e... știi care e faza? Adică, uite, nu, de nu, exemplu... Stai puțin, că asta chiar nu e ok, pentru că le faci rău oamenilor, nu trebuie să te gândești la așa ceva, nu-i faci rău, dar să le faci rău oamenilor și nu-i trebuie să le ci oamenilor care vin să mănânci acolo. Bă, dar numai că nu pun mâncare stricată, pun de exemplu, uite, la omleta cu brânză pun de exemplu salată și la cheeseburger pun cartofi prăjiți. Păi da, vezi că e foarte bun, mie chiar mi-ar place, m-aș duce mai degrabă acolo. Bă, nu, adică în loc de, uite... Hai că nu știu nimic, Alice, gata, Adică, stai, ce mai, hai mă, Alice, gata, că deja mă ții prea mult, zi odată. Deci, adică vreau să spun că la omleta cu brânză să pun ingredientele de la salată, înțelegi? Adică ca și cum să se supere oamenii că nu a venit o comandat și să plece. Să vină la mine, că acolo primești o comandat. Da, o idee foarte proastă. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi. We'll be right back.